Debuleni, Călărași, Bechet și Ostroveni vor avea sistem antigrindină. Ieri a avut loc o întâlnire cu ministrul agriculturii Adrian Oros, care a venit în sprijinul zonei de sud și a promovat proiectul Sistem de rachete antigrindină. Până la finele lunii, proiectul va fi aprobat, urmând în perioada următoare să înceapă amplasarea lansatoarelor și conectarea lor la sistemul de radar meteo, astfel încât anul viitor să fie funcțional. Suntem la Ministerul Agriculturii azi, exact cum am vorbit și cum am promis oamenilor din Dăbuleni, Călăraș și Bechet, zona foarte afectată de căderea de grindină de săptămâna trecută. Am avut o întâlnire cu domnul ministru al Agriculturii, domnul Oros, care sprijină această zonă în realizarea acestui proiect antigrindină. Ne aflăm în biroul unui secretar de stat, domnul Ștefan. Bună ziua, Sărbuna! Dânsul, în subordinea dumnealui, se află acest sistem... Autoritatea Națională Antigrindină și Creșterea Precipitaților. Deci, domnul ministru secretar de stat, Veda Costulescu, va fi în permanență în minister și la noastră în cabinet, până când acest proiect va deveni viabil și oamenii din Dăbuleni, Călărași și Bechet vor cultiva liniștiți pe penivers. Da. Pentru că, într-adevăr, să știți că se investește foarte mult pentru un hectar de pepene verde, se investește în jur de 20.000 de lei. Avem fermieri care au avut anul acesta peste 40 de hectare de pepene verde plantat, care au venit și noi spus, doamnă, anul trecut s-a ales praful, 80% din cultura a fost distrusă, anul acesta la fel. Și oamenii spun clar, pentru anul viitor nu vor mai cultiva pepenele verde.